Tudor Fulea a câștigat la începutul acestei luni titlul de golgheter al campionatului european de polo. La competiția de la Split, România s-a clasat pe locul 10, iar sportivul legitimat la Steaua a marcat 19 goluri în cele 6 meciuri disputate. Tudor, ce înseamnă pentru tine titlul de golgheter al campionatului european? Este o realizare foarte mare, este rezultatul acelor, nu știu, că să zic, aproape vreo 10 ani de muncă. Nu este o muncă de acum un an, doi de zile, este rezultatul a tot ceea ce am făcut eu până acum. Care este cel mai important gol pe care l-ai marcat la turneul final? Ultimul gol cu Olanda, acela mi s-a părut cel mai frumos pentru mine. Sincer, ai primit vreo ofertă de transfer după evoluția de la europene? Momentan nu, e prea devreme, că în toate campionatele prin toată Europa acum începe sezonul, dar mă aștept cam în jur de martie să înceapă, dar vedem atunci. La campionatul european, jucătorii antrenați de Bogdan Arat au înregistrat 2 victorii, un rezultat de egalitate și 3 înfrângeri. Ce înseamnă pentru tine să joci la echipa națională? Nu știu, onoare foarte mare să joci pentru România, să-ți reprezinți țara, părinții, prietenii, absolut toată lumea, să știi că toată lumea se bazează pe tine și în momentul în care începe meciul și auzi imnul României, nu știu, o senzație de nemăsurat. Care e visul tău ca și jucător la echipa națională? Îmi doresc și eu și colegii mei foarte mult, în primul rând, să ajungem la un campionat mondial și după aia să reușim să ne calificăm la Olimpiadă. Ăla este visul nostru suprem.